Concurenții se pregătesc deja pentru gala de astăzi. Avem o gală cu eliminare. Dediș și Khaled se află în cursa de eliminare. Nu știu cine va părăsi astăzi casa, dar văzusem în casa fetelor faptul că Iuliana și-a pregătit bagajul și era foarte bine dispusă, să cânta, să o păia prin casă. Acum, sincer, nu știu dacă va fi astăzi votată și o fată spre eliminare, așa cum ar urma să se întâmple știți că s-a mai întâmplat și în alte gale ca pe lângă persoana care era deja în cursa de eliminare și s-a votat pentru ea întreaga săptămână să se mai facă și o eliminare directă și de obicei dacă era eliminare de fată se făcea de băiat și invers adică din moment ce au fost băieți în cursa de eliminare s-ar putea să se voteze la eliminare direct o fată, mă gândeam Acum, sincer, nu știu ce să zic, dar am văzut zilele trecute, de mai multe ori am văzut că și-a adunat haine și-a împachetat, și-a făcut ordine pe acolo, prin dulapuri. Am văzut și că a cerut să fie votată spre eliminare, să părăsească casa, deși nu are voia să ceară acest lucru. Sincer, nu știu ce așteptări are Iuliana, dar este posibil să se facă și eliminare de fete.